Vă rog să luați loc pe canapea. Iar este. Vă rog să vă faceți comozi. Mă bucur că ați venit cu țevile de Tuberman, cum le ziceau. Țevile cornete, bună dimineața. Salut. Aveți la valieră. Salut. Salut. Cer scuze. Băi, ați găsit chei, dar ați găsit chei de bogați. Noi nu aveam din astea, știți, nu? Da. E o convenție, nu? O convenție. Cum s-a născut piesa asta? De unde vine? De la faptul că am devenit părinți. Da. A, da? Da. Am devenit părinți. Am trecut la o nouă etapă. De la vagabonți anti-Valentine's Day, de care nu ne dezicem, vom face asta în continuare, dar trecem prin mai multe stări. Acum e starea de copil mare. Am înțeles. Ce crezi că îi vei spune copilului tău, deși ai zis tu când erai mică, nu o să spui asta niciodată? E greu, sunt multe. Sunt vorbele astea, tu când ajungi la casa ta, poate e decizia cum e. Chiar și chestia asta, nu pune mâna acolo, nu umbla, fii cu minte, știi? Da. Și tot le spui, ajungi să le spui. Da, să nu ne dea drumul la mână. Am zis că o să-i lăsăm independenți, am zis că nu o să le dăm tablete niciodată, că nu o să le dăm telefoane niciodată, că nu o să existe televizor. Da. Da, de unde? Când se întoarce de la școală, direct la televizor. În parc încercăm să-i dăm cât mai mult în leagăn și să alergăm foarte tare, dar dacă mai vine și în parc un băiețel cu o tabletă, stau pe topoganul ăla cu tableta în mână, firar să fie. Dar mai bine le dăm, mai bine îi învățăm cu cornete, poate, de acum încolo. Am avut o situație interesantă la coasta acum în Poiană. Mulți băieței vor să vadă mașina de curse, dar vor să o vadă în interior. Și un prieten de-al nostru care are o mașină chiar arată de curse, a luat copilul, l-a pus în interior, n-ajungea bine la volan, s-a uitat fix 10 secunde, după care a scos tableta și a început biluțele. Încercăm să trecem peste. Cadrul de final e reprezentativ și băiețelul meu Andrei și fetița lui Clara stau pe telefoane destul de mult, dar încercăm. Ce vârste au Andrei? Cât are? Face 7 ani în noiembrie de Sfântul Andrei. Ce e cel mai greu acum la 7 ani pentru tine? Să-l învățăm să scrie, să aibă o caligrafie corectă. Încercăm să scrie frumos. Stai mă, că unii învățam la 7 ani să scrie. El deja trebuie să scrie frumos? Da. Așa, chinis. Păi la clasa 0 deja a învățat să scrie, să citească. Nu știi cum e, acum e totul pe repede înainte. Au dat ceasul mai... E cu clasa 0, au învățat să scrie, să citească literele de tipar. Acum începem cu literele de mână și încercăm să le scriem și perfect caligrafic. Corect, dreptaci, da? Da. Clara cât are? 2 ani, 9 luni. 2 ani și 9 luni. Ce e cel mai știe greu? Știe să scrie și... Nu știe să scrie, dar mi-a pus Windows-ul. Da. Ce e cel mai greu când ai fată de aproape 3 ani? Sunt multe lucruri greu de gestionat, dar deocamdată doar e greu să o prinzi din mers. Să alergi după ea. Să apere copiii, să apere băieții de bătăile ei. Ok, am înțeles. Iată, probleme de familie. Țapinarii pot fi găsiți pe pagina lor simpatică de Facebook, unde se întâmplă lucruri frumoase, unde anunță lucruri frumoase. Da, vrem să mulțumim tuturor prietenilor care apar în videoclip. Nu stau să-i număr acum, îi vedeți în descriere pe canalul de YouTube. Sunt foarte mulți prieteni dragi care au acceptat să apară în clipul acesta. Unii chiar alături de copii, alții au copilărit fără copii. Sunt foarte mulți. Țapinarii oficial este canalul de YouTube. Vă rugăm foarte mult să vedeți clipul acolo în varianta completă, că sunt foarte mulți prieteni buni. Și Țapinarii oficial este pagina de Facebook, unde vedeți toate concertele cu lansarea acestui single nou, Copilărie. Pe scurt, vineri, Baia Mare, sâmbătă, Cluj și joi în București, în Quantic, ne vedem cu drag la lansarea Copilăriei. Detalii pe Facebook. Pe Facebook.